Radu este la telefon, unchiul. Alo, bună seara! Ce ne Bună puteți seara! Spune de situația Loredanei? Bună seara dumneavoastră, bună seara Loredana, bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Salutare, domnul Volan, ne cunoaștem foarte bine de la PPDD. Da, Da, Radu, de la Constanța sunt. De la Constanța, de-ai noștri. Da, da, de-ai noștri, da. Popular, de-ai noștri. Popular, spuneți, vă rog. Așa. Ce vreau să vă spun? Cunosc foarte bine acest subiect și vă spun și de ce. Pentru că acest copil până această vârstă a fost întreținut de mamă. Așa. Ea nu are o zi pe cartea de muncă. Da, asta nu e neapărat vina fetei, se întâmplă în România am din nefericire. Da, da, bun. Are 2 ani de muncă pe cartea de muncă. Am și... Ok, ok. Așa, ce ne spuneți la ora actuală, la ora actuală, eu vă spun de ce copilul nu o mai dorește și nu o dorește chiar deloc. Eu am fost în Turcia, am ajuns până în Turcia, pentru că vroiam să văd situația și ceea ce se întâmplă după ce a luat-o de aici, din România. Din câte știe, și aș vrea să o întreb și vrea să recunoască, dacă cumva ea a consumat anumite substanțe la un moment dat. Niciodată. Iată, domnul Radu spune că niciodată. Niciodată. Se poate dovedi. Deci se poate dovedi. Da. A fost trimisă de către autoritățile locale, chiar personal am vorbit cu domnul primar, am vorbit și cu autoritățile de la Jegălia, să meargă la un psiholog. S-a dus odată și după aceea a refuzat și a închis telefonul și nu a mai dorit. Da, domnul Radu, invitata mea Ioana Tănase, psiholog de meserie, a stat de vorbă cu Loredana. Au discutat și înainte de emisiune. Te rog, Ioana, ți se pare o persoană deranjată în vreun fel? Știți ce se întâmplă? Persoane care au un trecut, persoane care nu au fost sprijinite din punct de vedere emoțional, să depășească anumite traume. Să nu uităm că ea a fost victima unui viol la 16 ani. Nu am văzut niciun sprijin din punct de vedere emoțional al mamei și nici să treacă. Adică nu poți să-i spui unui copil, n-ai făcut cura, n-ai făcut treabă, du-te la muncă, dar în același timp nu te las deloc să iei decizii în ce privește viața ta. Asta creează o codependență, asta creează lipsă de încredere în ea, asta creează sentimentul de vinovăție, pentru că la un moment dat, din ce mi-a spus ea, mama i-ar fi reproșat tot ei că ea este de vină că a fost violată. Pentru că nu trebuia să ducă în acel club, nu trebuia să iasă în acele exact. Locuri. Deci fata aceasta are o depresie continuă de atâția ani. Are și nu este, cum să spun, ea nu a avut un model de mamă în mama fața ei. Mama fiind prostituată și recunoscând. Nu, la altceva s-a referit. Nu, un model, că adică comportamentul. N-a avut o prezentă în viața ei. Ea nu știe cum să se comporte, pentru că mama de câte ori a venit, nu a știut să creeze o legătură și să stea măcar odată să o asculte. Uite, fata mea, sunt aici, sunt dispusă și disponibilă doar pentru tine astăzi și vreau să-ți ascult sufletul. Acestui copil i s-a reproșat tot timpul ceva. Da, vă rog, domnul Radu, interveniți. Da, îmi permiteți. Toată stima și tot respectul pentru dumneavoastră. Dar această situație se întâmplă de foarte curând. Da? Ce s-a întâmplat? Ani de zile a tot venit verișoara din Turcia. S-au comportat foarte frumos. Au avut dialog. Au vorbit și tot timpul a fost alături de ea. Știți ce se întâmplă? Eu vă cred, așa cum spuneți dumneavoastră. Este foarte important cum se vede de către ceilalți, dar cel mai important este cum se simte copilul, ce a simțit ea în relația cu mama, cum s-a simțit ea. S-a simțit... cum să zic, înțeleasă de către mamă. A simțit iubită. Empatie, a simțit iubire din partea mamei, înțelegere. Adică... Ai simțit toate astea, văd că plângi, Loredana. Deci a fost... Pentru că a trăit
o relație foarte bună până acum, de curând. Femeia asta m-a traumatizat, deci nu vă spun câte da, și câte domnul Radu, Loredana spune că trăiește un coșmar și a trăit toată domnul viața Radu, nu ei. Nu cunoaște. Nu știu deci, ce am trăit eu. Într-un coșmar. Pot să vă mai spun ceva? Atâta timp cât autoritățile am stat de vorbă cu cei din Jegălia, eu sunt jegălean, sunt de acolo. Okay. Am mers la autorități și am stat de vorbă. Băi, zic, cine are dreptate? Pentru că eu știam ceva, am întrebat vecini, am întrebat verișori. Și la ce concluzie ați ajuns? Vă rog un pic mai repede, că trece timpul foarte rapid. Deci am întrebat oameni care sunt legați direct de acest... Dar acești oameni nu stau în casă. Dumneavoastră ați văzut imagine difuzată de noi mai devreme? Deci, cum îi vorbește propriului copil? Iertați-mă, dar un părinte nu prea e în regulă să-și dea afară copilul din casă de 15 ani încoace, adică de când... Deci n-a dat-o afară, deci ea a provocat-o pe verișoarmea și în timpul ăla a și înregistrat-o. Da, 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 deci, ok. A provocat-o. Domnul Radu, mulțumim foarte mult pentru intervenție.